Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bun găsit! Este a doua ediție de Out of the Box din acest sezon. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine, invitatul meu permanent, Laurent Balint, specialist în marketing. Salutare, boții! Salut, Cătălin! Out of the Box este o rubrică ce pune la încercare credințele noastre comune despre diverse lucruri, dar care de anul acesta aduce și date statistice cu care ne susținem unele gânduri sau le dăm peste cap pe cele pe care le avem, că ne-am propus și asta. Ați văzut săptămâna trecută că în vacanțe românii nu prea merg, și asta arată o stare de lucruri de la noi din țară. Astăzi o să vă dăm niște cifre foarte rele, foarte grele în relația noastră cu cărțile. Bănuiesc că nu e nicio surpriză când o să spunem că, de fapt, majoritatea oamenilor din România nu cumpără cărți, dar vă spunem în ce procent, ceva mai încolo. Salut, boți! Salut, Cătălin! Am zis așa, să facem primele episoade despre vacanță și despre cărți. Dar înainte de a da procentul, stați aproape, te întreb ce ai citit bun. Ah, ce fain, pentru că în ultima emisiune din sezonul trecut chiar am vorbit despre cărți și oportunitatea pe care ne oferă sezonul de vară pentru a citi niște cărți și am citit foarte, foarte, foarte bine. Foarte faine cărți. Nu o să le menționez pe toate, dar am un top 3, ca să zic așa. Este Javier Marias, în spaniol deosebit, Așa începe răul. Anier No, câștigătoarea de primului Nobel uh, pentru literatură, cartea Ani, uh, și o carte foarte provocatoare și despre care cred că vom vorbi în acest uh, sezon, O viață măruntă, Hania Yanagihara. Pe care mi-ai dat-o și mie, adică mi-ai spus să o cumpăr, am cumpărat-o. Carte... Uh, aș preciza aici că nu ți-am spus să o cumpăr, ți-am da. vorbit așa de frumos despre ea și ți zis că nu ți-o recomand, că nu să am curaj să o recomand. Da. Ori, dar tu ai zis, după ce mi-ai vorbit așa, nu pot să mă las. Exact, mă... corect, ai dreptate. E o carte fabuloasă și fabulos de grea. Fabulasă, o, să, de o să zicem despre asta. E important să citim. O, toată lumea știe. Asta e un fel de, așa, tautologie. Uh, dar nu citim. Iarăși, asta e, asta e chestiunea. ce i desprins din cărțile astea? Imediat o să mă întorc la poveștile legate de români. Sunt uh, multe lucruri și aici am în față, cine o să se uite pe YouTube la noi, uh, am unul dintre caietele pe care le folosesc pentru a scrie lucrurile pe care le scot din cărți și pentru fiecare carte am câteva pagini Îți faci fișei. Fac fișe, notez Mi-am dat seama că citind destul de mult La un moment dat îmi rămâne imaginea de ansamblu Dar pierd foarte multe nuanțe Foarte multe lucruri minunate Pe care apoi dacă le scriu și le am pe fișe Când mă întorc după o lună, două, trei, cinci, șapte Mi le reamintesc și le leg de alte lucruri citite între timp pentru că în momentul în care mă uit la fișe, sunt un alt eu. Deja am citit alte lucruri, am, am uh, evoluat un pic. Uh, și m-aș opri un pic la... Uh, am menționat trei cărți. Într-una dintre ele, Javier Maria zice la un moment dat ce scurtă este viața când te uiți de la coadă la cap. Și da, foarte pare trebuie că trebuie. timpul fuge, mai ales pare la vârsta fuge noastră. Fuge și da. te uiți la un om și te uiți, nu știu, la bunicii noștri care nu mai sunt și te gândești la viața lor. Și vezi capitolele mari. Adică când cineva din afară se uită, a viața unui om, se uită la capitolele mari și zice, mă, ce repede a trecut. S-a născut, a fost la școală, s-a surat, a făcut copii, trece repede. de altă parte vine apoi Anier No, în cartea ei minunată, Ani, Lezane, și zice, băi, de fapt și de drept, viața noastră este formată atunci, în momentul în care tu te uiți la viața ta, sunt mii, zeci de mii de momente punctuale, minunate, care ți-au rămas, care te-au marcat, de care ți-amintești cu drag, și în cartea ei reușește ca în uh, propoziții scurte, în paragrafe foarte scurte, să facă referire la niște lucruri care toată lumea conectează. Dacă eu acum zic lapte gros. Da, da, eu da. Nu trebuie să descriu lapte da. gros, nu trebuie, să zic, nu trebuie să zic ce am făcut și cum am trăit. Fiecare dintre ascultătorii noștri are amintirile lui, vine la pachet cu amintirile uh, lui. Dacă zic cu flacărea, nu știu, dacă zic sifon, dacă zic șoimii patri, dacă zic tabără, dacă zic e de acostinești. Da, Sunt o mulțime de lucruri pe care le-am trăit și pe care le-am făcut și care ne-au bucurat pe fiecare dintre noi. Și asta face anier noi și viața de, de, de mic copil până zilele noastre și îți oferă și o istorie a Franței în paralelă cu istoria ei personală. Pentru că sunt lucruri care sunt personale și sunt lucruri colective. Adică de uh, septembrie 9-11. Uh, când au fost uh, atentatul din Statele Unite și tu l-ai trăit și eu l-am trăit și toată populația globului a trăit. Este un lucru colectiv. Dacă, apropo de colectiv, dacă zic colectiv, toți da, avem, avem un momentul sentiment. colectiv. De ce vorbim despre asta? Sau de ce l-am rugat pe boții să-și relateze impresiile despre aceste cărți? Pentru că are aceste fișe. Și dacă țineți minte, într-unul din episoadele trecute, v-am spus cum să lărgiți cititul și anume, domnule, citești o carte după care intri pe Wikipedia, te duci pe YouTube ca să-l asculți pe autor, să afli interviuri despre el, ca să lărgești orizontul acelei cărți, să o contextualizezi, să-i dai o valoare mai mare. Astăzi... Aici, aici mă un pic te mai întrerup, ascultând podcasturi și discuții book club despre cartea Ani, a fost foarte tare pentru că foarte mulți dintre cititori au zis Citind cartea, mi-am luat o foaie și am început să-mi notez și eu amintirile mele în paralel cu ale autoarei. Și mi-a dat seama că și eu facusem exact același lucru. Adică citeam cartea și am simțit nevoia clar să iau o foaie și să scriu toate lucrurile. Cireșarii, să scriu Dallas, să scriu Sevilla 86, să scriu toate lucrurile care. E un efort care te face mai bun. Asta da. ca să știți ce ratați. Dar, de fapt, majoritatea oamenilor de la noi din țară ratează asta. Acum trebuie să spunem și cifra asta. De fapt, avem așa. E un număr mare. E, șapte, încă o dată, ce folosim noi în acest sezon sunt date extrase de Data Intelligence, o divizie, o echipă a companiei Publicis Group România pentru care boții lucrează și care strânge date despre consumatorii din România. Voi asta faceți, făcând publicitate și marketing, strângeți date despre noi. Bun. 75% dintre românii peste 14 ani declară că nu citesc niciodată. Și 88% declară că nu au cumpărat, nu au cumpărat nicio carte în ultimele 12 luni. A, 3 și din 4 români declară că nu citesc niciodată, ceea ce ne poate duce la faptul că, de fapt, numărul e mai mare, pentru că e declarația. Și unii se genează iarăși să zică că nu, cum, nu citesc. Deci, deci 3 din 4 români. 3 din 4 români nu citesc niciodată, da. 1,4% declară că citesc zilnic sau aproape zilnic sub 2%, iar 11% o dată pe săptămână. Deci unul din 10 români citește o dată pe săptămână. Ceea ce dacă ne gândim la toate statisticile statistici legate de analfabetismul funcțional și diferitele sale variante, cam pe acolo suntem. La 10-15% din români sunt capabili să înțeleagă concepte, să înțeleagă o carte cap coadă, să tragă niște concluzii uh, proprii. Uh, deci cercetările și informațiile sunt corelate. Atenție, din ce ziceți voi, din ce ați descoperit voi. De fapt, sub jumătate din români uh, sunt cei care se citesc profesional, adică nici măcar pentru meseria da. pe care o facem. Da. Nu citim. Absolut. Deci, sub unul din doi români declară că citesc pentru a afla noutăți din domeniul lor de activitate. Restul se bazează pe ce văd în jur, pe ce învață de la colegi, pe ce sunt învățați la locul de muncă adolescenții au cumpărat ceva mai multe cărți decât în trecut. Asta este un lucru bun, adică dacă ne uităm pe da. trend, vedem la adolescenți că se întorc un pic către carte. Poate fi și o formă de rebeliune. Mamă, dacă ăștia nu citesc, ne apucăm noi să citim. Doamne ajută, ar fi <laughs> fantastic <laughs> să fie să vină adolescenții să zică mamă, ne-am uitat în jur, adulții nu citesc, ne apucăm noi să citim. Science fiction rămâne în topul preferințelor pentru tinerii singuri? Da? Uh -huh. Și uh, generațiile tinere, de, 20% dintre ei, declară că citesc măcar o dată pe săptămână, dar nu mai citesc atât de mult familiile fără copii. Da, seniorii noștri, ceea ce este păcat. Pentru că cred că am mai menționat în într-una dintre emisiunile noastre anterioare din sezonul trecut. Ce frumos un filozof francez Montani a descris etapele din viața omului. În copilărie învățăm pentru a dovedi cuiva ceva și pentru a dovedi sistemului, pentru a progresa în sistem. Ca adulți învățăm pentru a ne descurca, trebuie să facem față la anumite situații, iar apoi seniorii învață pentru bucuria de a învăța. Adică descoperă pentru bucuria lor proprie, nu pentru a dovedi cuiva, nu pentru a aplica când ne uităm și vedem că, de fapt, cât înaintăm în vârstă, scade și mai mult interesul care oricum este scăzut în România, mi se pare... Când ai acest tablou general lor Balint, ce, ce gândești tu despre țara ta, despre meseria ta? Că, uite, e... În meseria ta chiar există niște concluzii directe. Toți depindem, adică să, sănătatea societății noastre este, depinde enorm de mult despre ed de educația noastră trebuie să investim în educație, trebuie să ne întoarcem un pic la școală, trebuie să învățăm pe copii să învețe și să citească și să rămână cititori și să rămână învățăcei toată viața. Iarăși trebuie să ne gândim când vorbim despre educație, la educația din școală, dar apoi și cum ne educăm adulții. Noi nu putem părăsi cei 88% dintre români care nu au cumpărat nicio carte și 75% care nu au citit niciodată, care declară că nu citesc niciodată, dar nu i putem părăsi, adică nu putem să-i lăsăm să se stingă la un moment dat și să zicem că am rezolvat problema prin neprezentare, adică au ajuns și, și să pierdut pe traseu. Deci, cumva, trebuie să gândim sisteme și soluții pentru a educa adulții. Și să spunem la final că, înainte de a veni aici, la micul bufet care este în incinta Europa FM, ai găsit, ai văzut un un citat. un citat, da, chiar pus acolo unde se dau cafele. Exact, și, care zice, Care zice dacă vrei să o omori o, o cultură, nu trebuie să arzi cărțile, ci trebuie doar să-i faci pe oameni să nu citească. Ceea ce pare că ne-a reușit teribil de bine. Ha, și care poate explica ce trăim. <laughs> exact, de matel, da. da. Uh, amare și dureroase concluzii, dar în același timp frumoase fișe ai, lor Balint. Oh, da. da, și dacă mă la Anier, nou, zice că a scris cartea pentru a salva ceva din timpul în care nu vom mai fi niciodată. Ce frumos! Vă las cu acest gând, stimați ascultători. Eu sunt Cătălin Striblea, invitatul meu permanent este Lorand Balint. Sper ca săptămâna viitoare să ne întoarcem cu, să ne întoarcem cu date ceva mai bune. Vă doresc spor la treaba. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Lorand Balint.